Luna februarie vine cu o majorare a salariilor și indemnizațiilor asistenților personali și ale însoțitorilor persoanelor cu dizabilități. În urma stabilirii salariului minim pe economie la valoarea de 850 de lei de la 1 ianuarie 2014, drepturile salariale ale acestor categorii au crescut cu 26 de lei. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul minim brut pe economie a crescut de la 800 de lei la 850 de lei, creștere care se aplică și la salariul asistentului personal al persoanei cu handicap, ceea ce a condus la un salariu net de 636 de lei față de 610 lei cât era până la sfârșitul anului 2013. Potrivit legii, asistenții personale ai persoanelor cu handicap au dreptul la salariul de bază stabilit potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.